Unii, din nefericire, sunt dispuși să facă orice pentru bani, de exemplu să-și vândă organele. Cât costă un rinichi, spre exemplu? 30.000 de euro pe platformele de vânzare online. Autoritățile au intrat în alert, iar medicii atrag atenția că transplantul de organe nu se face în orice fel de condiții. 25.000 de euro? Da. Am înțeles. Și ați putea să-l lăsați mai puțin? Nu cred, da? Nu. Anunțurile nu sunt făcute în glumă. Primul donator cu care am vorbit are doar 20 de ani. Îl cheamă Marius și este dispus oricând să își riște viața. Ideea că va face rost de bani îl face să treacă peste orice. Nu ajung cu banii, vreau să-mi iau o locuință pentru că stau în chirie, plătesc foarte mult și nu mai ajung cu nimic. Cu banii jos. Da, pentru că știți care este treaba? Eu dau, deci dau din nimic, nu mi-am pus să-mi iau banii mei asta în rate. Pentru că nu se știe dacă îi mai iau sau nu pot să am încrederea asta. M-am gândit și asta e singura soluție în care pot să-mi iau o locuință, în care pot să scap de stresul ăsta foarte mare. Pentru că am un copil, am o soție și nu mai ajung de niciun fel cu nimic. La scurt timp am găsit alt donator care nu este deloc străin cu vânzarea organelor. Și analizele le aveți făcute? Totul la zi. Totul la zi, am înțeles. Da. Acum am fost în Turcia. Am fost pentru cineva. Ați mai primit telefoane? Da. Am fost în Turcia. În Turcia se face transplanturile. Am fost pe cineva în Turcia, dar se face și ăla are grupa 0, eu am a 2 și dacă se găsește ceva în Crucișat. Radu Zamfir, medic specialist în transplantologie, ne spune care sunt condițiile în care se poate realiza un astfel de transplant. La momentul de față avem o legislație foarte, foarte dură referitor la validarea acestor cupluri de donator-receptor de către Comisia de Etică a Centrului, tocmai pentru a exclude acest tip de relație mediată pecuniar. Sunt perfect sănătos, am nevoie urgente de bani și vând un rinichi. Cam așa arată un anunț pe site-urile de vânzări din România în ultima vreme, iar cererile sunt din ce în ce mai dese. Autoritățile sunt în alertă cu privire la acest subiect. Aceste anunțuri de vânzare a organelor sunt doar o altă metodă de înșelăciune. Persoanele care postează astfel de anunțuri și sunt contactate de către oameni solicită anumite sume de bani anterior așa zisului transfer al organului, bineînțeles după aceea dispar. În anul 2018 în Uniunea Europeană s-au făcut peste 34.000 de transplanturi legale de organe.